panică într-un bloc din Constanța, unde în urmă cu puțin timp a izbucnit un incendiu la unul dintre apartamente. 40 de persoane au ieșit din clădire, între care 6 copii, 2 femei în vârstă de 40, respectiv 69 de ani, au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale. Deocamdată nu se știu cauzele izbucnirii flăcărilor, iar pompierii au reușit să stingă focul care a afectat etajul 4 și acoperișul blocului.